Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 148.000 de euro, mă rog, 150.000 de euro un televizor, mă, băiatule? Eu cred că l-a luat unul să se laude și îl dă retur. E posibil, nu? Nu, mă, vine campionatul, venea deci, campionatul mondial, avea motiv. Să vezi pe cine, mă, să vezi Qatarul, să-l vezi pe cântăciosul, ai văzut vedeta Qatarului care a cântat aseară, v-ați uitat la deschidere, da? Da, normal. Shakira, nu știu cine, un corean, BTS, bla bla, și a cântat un... A fost Shakira. Un arăbete, cred. Da, okay. Și a venit în geabau aia nouă, sau cum se cheamă aia de evenimente, aia gri. Da. Avea alb, dar aia gri e pentru ocazii speciale. Ok. Așa, bun. Bine, revenind. De altă parte, băi, altfel îl vezi pe Moruțan. Hai, mă, lasă-mă în pace. Deci televizor... Ce ai, mici, ne vezi ce gândește. Moruțan. La 280 de... 2,8 metri diagonală. Tehnologia a fost lansată în 2021, deci e și vechi. Prețul 156 de... Prețul este 156 de mii de dolari și deci l-au redus la 148. Da. A, deci a avut discount frumos, 8.000 de euro. De ce să-ți iei? Deci îți iei televizor de 150 de mii să-l vezi pe Ciutacu pe diagonală de 2,8 metri? Nu înțeleg, ăia transmit. Îți iei un apartament frumos. Da, plus casa, adică îți dai seama, trebuie să-ți pui într-o ce, într-o casă de cât trebuie să aibă sfrageria, trebuie să ai 10 metri distanță până 20 de metri distanță. Nu, nu se mai respectă, nu mai e ca la alea cu tub. Am mai avut discuția acum asta. Acum stai să te uiți. Acum poți să stai și lipit de el. Ma pisicile stau lipite de el. Da, mă, că se joacă, uite, fiul meu, de exemplu, când se joacă FIFA, da, stă la 40 de centimetri de televizor. Eu cred că nu e bine. Părerea mea că nu e regulă. Din această cauză îngrijorat, păi, fiind, și cu ăsta stai la vecini. Am așa început să studiez. Exact. Și nu se mai respectă regula aia care era la televizoarele cu tub, pentru că astea au imagine altfel, Da, titi. Cert e că nu te mai nenorocești dacă stai aproape de ele. Poți să stai și în el. Sigur, nu cred că e totuși bine să stai atât de aproape. Da, ai văzut că sunt niște persoane care stau în primul rând la cinema? Da. Și stau așa pe spate, te uită în jos. Sunt aia de au jucat jocuri. Da. Aia nu citesc. Nu poți să citești că te doare gâtul. Faci dreapta, stânga, dreapta, n-ai cum. Înțeleg. Altfel, cineva a comandat 45 de perechi de pantofi. Black Friday. Ce mai au luat tangroi, vinde. Îi vinzi după aia, da, aceeași culoare. Îi dai cu amănunt. O, alte site-uri. Sau era ceva Miriapod. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.